Un matematician ucrainean în vârstă de 28 de ani s-a sinucis în această duminică după ce acesta nu a mai putut suporta ororile războiului din Ucraina, conform unui bilet pe care l-a lăsat în urmă. După începutul războiului din Ucraina, Olmecova a încercat să părăsească Rusia, însă acesta a fost în cele din urmă reținut de forțele ruse și trimis sub arest administrativ pentru 15 zile. După ce a părăsit centrul special de detenție, Constantin a primit o ofertă de a-și continua studiile la o universitate din Austria. Acesta și-a cumpărat un bilet spre Turcia, însă nu a mai apucat să-l folosească, întrucât duminică acesta și-a pus capăt zilelor. În nota sa de sinucidere, matematicianul a scris că nu mai poate suporta ororile războiului din Ucraina. Kievul a respins categoric ultimatumul primit din partea armatei ruse de a depune armele și de a preda orașul Mariupol, în timp ce președintele Zelenski a afirmat că Israelul face eforturi pentru a organiza negocieri de pace la nivel înalt între Ucraina și Rusia, acestea putând să aibă loc la Ierusalim.